Salutare și bun venit la un nou episod de vlog. Mitrache Marius, mă numesc, iar astăzi vreau să vă prezint antrenamentul meu de piept. V-am prezentat în trecut greșeli frecvente în antrenamentul de piept, v-am prezentat splituri de antrenament, v-am prezentat abordarea pieptului în antrenament ca și grupă deficitară, ce puteți să faceți să-l îmbunătățiți, iar astăzi a venit vremea să vă arăt și cum antrenez eu, cu ce greutăți fac și de ce aleg exercițiile pe care le aleg. Dar înainte de toate trebuie să luăm pre-workout și intra-workout. Pentru cea mai bună variantă de antrenament am nevoie de pre-workout, ca să am energie în timpul antrenamentului. Nu pot să mă antrenez la fel de bine fără pre-workout, așa cum mă antrenez cu pre-workout. Poate fi pre-workout, poate fi ceva cu cafeină, poate fi o cafea, poate fi orice altceva vreți să folosiți. Ideea e că am niște antrenamente foarte bune în perioada asta și le datorez în mare parte pre-workout-ului, iar intra-workout-ul mă ajută foarte mult pentru pomparea pe care o am în timpul antrenamentului, iar antrenamentele merg mult mai bine, ai o conexiune mult mai bună cu mușchii în momentul în care și mușchii sunt foarte pompați. Haideți să vedem abordarea de pre- și intra-workout. Înainte de orice antrenament îmi pregătesc de acasă, avem Big Shot, este pre-workout, două cupe înainte de antrenament, aminoi esențiali o cupă, creatină 1 gram la 10 kg, am spre 80 de kg, iau 8 grame. Aici avem Isocarb Energy, o singură cupă. Mă interesează să am undeva la 15-20-30 de grame intra-workout de carbohidrați cu absorpție cât se poate de rapidă. Și citrulină undeva la 10 grame, probabil iau și mai multă, dar chiar o simt și mă ajută și am o pompare bestială. Deci asta înainte și în timpul antrenamentului. Doar Big Shot-ul este înainte, restul de 4 din dreapta sunt pentru în timpul. Acum că am luat pre-workout-ul, am făcut intra-workout-ul, pe care să-l beau pe tot în timpul antrenamentului până să ajung la cardio. Haideți să facem încălzire. Avem rotări spre înainte, rotări spre înapoi, rotări de antebrațe înainte, rotări de antebrațe înapoi. Vom face niște rotații externe și vom începe cu primul exercițiu, care va fi împins la hammer, înclinat. Aleg să fac hammer ca prim exercițiu pentru că vreau să mă încălzesc foarte bine, vreau să creez cea mai bună conexiune cu mușchii de care sunt capabil. Am să merg la epuizare și la el, dar am să stau într-o zonă de mai multe repetări, nu o să merg în 6-8 repetări. Haideți să vedem cum arată. După ce am făcut încălzirea, asta e prima serie, este premergătoare, exact cum vă zic, prima serie undeva la 30%, a doua serie 50-60%, a treia serie undeva la 70%, iar ultima serie la epuizare, cam așa ceva am să fac și eu. Avem aici 20-20 pe fiecare parte. Scaunul e lăsat foarte jos pentru că biomecanica aparatului este ușor dubioasă. Mă interesează să împing în sus, înclinat. N-am să țin coatele sus, am să le țin ușor în interior și am să încerc să am cea mai bună contracție, cea mai bună amplitudine de mișcare. Haideți să vedem cum arată seria. Pentru seriile astea intermediare, pentru seriile astea premergătoare, nu fac foarte mare pauză. Am făcut încălzirea, m-am băgat la un disc pe fiecare parte, acum un minut mai târziu am pus discurile, am respirat un pic și mă bag la următoarea serie, dar pe măsură ce se apropie seriile mai grele, am să fac și pauze mai mari. Asta a fost seria cu numărul 2, premergătoare. Încerc să pompez cât de bine se poate pieptul. Nu este o zi în care îl simt cel mai bine, dar de asta vreau să vedeți antrenamentul meu, pentru că lucrez cu feedback-ul corpului foarte mult. Îmi dau seama foarte repede dacă e o zi în care pot să bag greutăți, o zi în care trebuie să stau mult mai atent pe conexiune, zile în care trebuie să merg pe mai multe repetări. Acum simți oarecare rigiditate la piept, asta înseamnă că n-am să-l încarc foarte tare. Cel puțin nu pe primul aparat, poate pe următorul se schimbă lucrurile. Prioritatea numărul 1 pentru mine este longevitatea în sport și să nu mă accidentez, dar să reușesc să scot maxim și de antrenament. We'll be right back.
asta a fost seria cu numărul 3. Am mai crescut cu 5 kg, deși în mod normal aș fi crescut cu mai mult, dar nefiind una dintre zilele cele mai bune, prefer să mă rezum la ceva ce pot să fac în siguranță. Am lăsat în rezervă niște repetări, n-am mers la epuizare. Acum urmează să fac seria la epuizare. Așa arată o serie la epuizare, te duci până nu mai poți să faci o repetare pe partea pozitivă. V-ați văzut că am eșuat la ultima repetare, încearcă să stai în zona de siguranță, pentru că mă antrenez singur și pentru că e primul exercițiu. N-am să folosesc metode de creștere a intensității, n-am spotter, motiv pentru care în momentul în care n-ai spotter, n-ar fi o idee rea să nu forțezi greutăți pe care nu le poți controla. Astea fiind spuse, mergem la exercițiul cu numărul 2. Ca o mică precizare, în timpul execuției, pe ultima parte a mișcării, mă interesează foarte mult să mă gândesc că apropii bicep și unul de altul. Vreau să am cea mai bună contracție pentru piept, nu vreau să plec cu bounce reps, bounce adică o lovești de piept, cum ar fi la bară, se poate face același lucru și la aparate, pentru că în momentul în care ajungi la finalul cursei, există niște opritori de cauciuc și poți foarte ușor să faci bounce cu ele. Să-i dai drumul pe negativ și când cauciucul aruncă înapoi, să începi și tu să o împingi. Eu nu fac chestiile astea, ați observat probabil că fac un fel de stop pe piept, un fel de a opri orice inerție la începutul fiecarei mișcări. Pentru că sunt deja încălzit, am făcut 4 serii la împins, nu mai am nevoie să fac și aici toate seriile premergătoare, așa că am făcut o serie premergătoare, iar următoarele două am să le fac mult mai aproape de epuizare, cu greutăți mai mari, deci am sărit practic peste o serie și au rămas 3. Asta a fost seria cu numărul 2, deși nu e o zi în care merg greutățile foarte bine și încă simt o oarecare jenă pe pectoralul drept, care culmea, e ceva dubios pentru că n-am simțit pe dreapta niciodată, am simțit pe stânga pentru că era să-mi rup pieptul acum foarte mulți ani și am rămas cu o teamă. Și ultima serie va fi probabil la 30, unde am să merg la epuizare. Am să încerc să fac undeva peste 12 sau 12, ar fi ok. Dacă mi s-ar părea prea ușoară în eventualitatea cazului, deși nu cred că astăzi mi se par greutățile destul de mari, adică percepția mea pentru greutăți este diferită într-o zi bună față de una slabă. Un exemplu concret este pentru cei ce mă urmăresc pe Instagram, am văzut acum 2 săptămâni sau 3, am făcut 80 de kg la bară, am făcut 30 de repetări. Am avut un antrenament de genul ăsta cu mai mult aparate și așa și am revenit să-mi bat recordul, 2 antrenamente mai târziu. Și tot la 80 de kg, deși m-am simțit bine în ziua aia, am făcut doar 25 de repetări. Asta e diferența dintre diverse antrenamente și greutatea pe care o poți folosi. Motiv pentru care treaba asta cu progressive overload, pentru mine personal, nu are foarte mare sens. Eu trebuie să mă raportez la altceva. În momentul în care ai o programare foarte rigidă, te raportezi la greutăți, te raportezi la alți parametri, la volum, la câte serii, la câte repetări. Eu personal am alt standard la care mă raportez. Și se numește autoreglare ceea ce fac eu. Adică în funcție de particularitățile fiecărei zi, pentru că nu suntem roboți. Într-o zi muncești mai mult, în alta mai puțin. Ai avut 15.000 de pași într-o zi, în altă zi 5.000 de pași. Motiv pentru care rigiditatea asta mie personal nu mi se aplică și nu mi se potrivește. Dar standardul la care mă raportez eu este epuizarea.
pentru că mereu merg la epuizare. Dar cât poți să faci într-o zi versus cât poți să faci în altă zi diferă. Iar în zilele în care pot să fac greutăți, fac greutăți. În zilele în care nu pot să fac greutăți și apar niște probleme, încerc să scot altfel maxim de antrenament. Bineînțeles, am să merg la epuizare și în zilele alea. Doar că am să dau mult mai multă atenție fazelor mișcării, am să merg mult mai mult pe contracție, am să încerc să scot tot posibilul, să fac maxim dintr-o situație nasoală. Asta e filozofia mea care m-a ferit de accidentări și m-a făcut să progresez și să am rezultatele pe care le am până acum. Dacă mi-aș fi păstrat ambiția, cum să fac data trecută 30 de repetări și acum să nu pot să fac 25, Doamne, depresie, nu știu ce să mai fac. Mai fac peste 3 zile încă o dată pierd, încerc să-mi bat recordul, cu siguranță n-aveam zilele astea în sport pe care le-am până acum, eram rupt, accidentat și ieșit din joc probabil de mult. Așa că de asta și fac video-ul ăsta. Vreau să vedeți diferența între ce înseamnă split de antrenament, program de antrenament de începător, cum ar trebui să antreneze intermediarii, avansații și care sunt nevoile mele. Asta a fost ultima serie, chiar sunt foarte mulțumit de ea. Am mers bine, am simțit-o bine, fără aruncături, fără smâncituri, cu stop jos, am avut contracție foarte bună pe partea de sus, n-am avut o jenă foarte mare, ceea ce a fost ok. Deci, ăsta a fost exercițiul cu numărul 2, seria cu numărul 4. Am avut, după cum vedeți, în tot antrenamentul ăsta până acum, din 8 serii, aș număra doar 3 dintre ele. Ultima serie de la Hammer și ultimele două de aici, deci 3 serii de lucru din 8, da? Bun, mergem mai departe. Dacă la primul exercițiu m-a interesat conexiunea și pregătirea pentru restul exercițiilor, la exercițiul 2 m-a interesat să merg la epuizare cu o greutate pe care pot să o controlez în zona 8-12 repetări, am lucrat partea superioară, am lucrat partea mediană, practic tot pectoralul, iar acum vreau să dăm atenție părții inferioare și am varianta de împins cu bara, ceea ce nu este o idee bună într-o zi în care ai oarecare jenă, pentru că pe partea de declinat te pui într-o poziție și mai riscantă pentru întindere sau ruptură. Așa că am ales să fac împins declinat la un aparat de hammer isolateral care face o mișcare ce seamănă cu o futurare, adică este departe de corp, o duce aproape de corp și împingi din față în spate. E un hibrid între împins și futurare, e un exercițiu care mie îmi place, dar pentru că e al treilea exercițiu și stimulul de creștere practic l-am dat la gantere, la exercițiul ăsta n-am să stau în foarte multe repetări, nu cred că am să cobor sub 12, dar poate am să stau și pe la 15 pe undeva, o să vedem cum îl simt. Deja pieptul simt destul de pompat, dar scopul acestui exercițiu va fi nu doar să lucrez partea inferioară pe care n-am lucrat-o, ci să încerc să aduc cât mai mult sânge se poate în mușchi. Deci exercițiul ăsta voi folosi de pompare și va fi un exercițiu unde am să folosesc metode de creștere a intensității. Și există drop set, super set, rest, pause și așa mai departe. Iar pentru scopul antrenamentului de astăzi am să aleg drop set.
fost seria cu numărul 2 și am lăsat câteva repetări în rezervă. O să mai pun 10 kg, iar seria asta, seria cu numărul 3, va fi o serie cu drop set. Am să scot maxim, n-am să las absolut nicio repetare nefăcută, fără să stric forma. Atenție, fără să stric forma. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Drop seturile se pot face în mai multe feluri. Puteam să scad, de exemplu, un disc de 20, sau puteam să scad 30 de kg de pe bară și să rămân cu 20, să fac toată treaba din două serii, dar am ales să o fac în felul ăsta și consider că a fost mult mai bine. Deci chiar am simțit pieptul că a cedat, este super pompat totul. Iar acum, după ce am făcut 3 exerciții, dintre care pot să număr 4 serii. Exercițiul numărul 4 va fi unul unde voi pune foarte mare tensiune pe prima parte a mișcării, pe partea de întins. Și asta înseamnă ori cabluri, ori pec deck. Am de ales între astea două, dar prefer pec deck-ul. Așa că haideți să mergem la pec deck, unde voi mai face doar două serii. Tema acestui exercițiu nu este doar să întind, să pun tensiune pe prima parte a mișcării, o tensiune safe, bineînțeles, este să stau și în mai multe repetări și să fac cele două serii pe care am ales să le fac aici, să le fac la epuizare. Pentru că am făcut drop set-ul de dinainte, mușchiul e aproape distrus. Mă interesează doar să-l întind, să mai aduc un plus de vascularizare în mușchi de sânge. Vreau să-l pompez maxim cât se poate, să-l întind în același timp și aici se termină antrenamentul. Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts that you're...
Știu că nu e ușor, dar încercați să rezistați tentației de a băga umeri în față la exercițiul ăsta. Ați văzut că am lucrat cu greutăți foarte mici. M-a interesat foarte mult calitatea execuției. Nu e un exercițiu unde să trebuiască să pui greutăți mari. Nu faceți ego lifting. Încercați să păstrați umerii cât mai aproape de bancă, scapulele retractate și faceți mișcarea exact aici, fără să băgați umerii în față, fără treaba asta. Știu că dacă bagi umerii în față, ești mai puternic. Poți să faci cu, nu știu, cu 70 în loc de 25 cu cât am făcut eu. Dar dacă scopul tău nu e să faci crossfit în sală și să muți greutatea din punctul A în punctul B și să te consideri puternic sau să încerci să fii mai puternic decât ceea ce a făcut înaintea ta la aparat, atunci puneți mare preț pe calitatea repetărilor pe care le faceți și încercați să scoateți maxim din antrenament, să dați un stimul cât mai mare, cu riscuri cât mai mici și în felul ăsta să dați stimulul de creștere. Faptul că am ieșuat atât de ușor la ultima serie e mărturia faptului că am scos maxim ce se putea scoate din antrenament. Și dacă este să calculăm, am avut undeva la 7 serii pe care ar trebui să le numărăm fără premergătoare. Fac treaba asta undeva la 4-5 zile, adică și eu mă încadrez în partea de volum recomandată, undeva între 10 și 20 de serii pe săptămână. Haideți să vedem acum cum arată pieptul la cald. Vreau să mai fac o precizare. Antrenament reușit, antrenament optim, antrenament tare nu înseamnă să te duci până în zona unde te scremi și faci și chem pe cineva să te ajute și tu poți să faci 6 și el mai face încă 4 cu tine. Chestia nu face nimic în plus pentru mușchi, face pentru orgoliu și face pentru țesuturile conjunctive, că o să ți le distrugi la un moment dat făcând genul ăsta de mișcări unde strici forma, vii cu cotul ăsta în față, bagi umărul în față, că la un moment dat strici forma, trebuie să te ajuți de mușchi neimplicați în efort și mușchi odihniți. Așa că dacă pieptul e distrus, de unde o să împingi? O să împingi din numeri, o să împingi din triceps, o să bagi coatele, cine știe ce, în cine știe ce fel. Deci, antrenament tare, antrenament optim pentru creștere și stimul, nu înseamnă să te scremi și să faci 4 singuri și încă 6 cu partener și așa mai departe. Aia este o prostie inutilă și nu are legătură cu ce înseamnă antrenament inteligent. Țineți minte chestia asta. A început și separarea pe partea superioară. Pentru 78 de kg cât am acum, între 77 și 79 fluctuez. Asta este o formă destul de bună. Anul trecut la aceleași kilograme n-arătam așa. Deci pot să zic că sunt în progres. Pieptul este destul de plin. Iar contracțiile astea la final, sau stretching-ul, nu te încurcă cu absolut nimic, din contră, te pot ajuta. Chiar am un aspect foarte plin, intra workout-ul, chiar îl simt. Este una dintre strategiile pe care le-am incorporat în ultimul an. Încă n-am reușit să îl beau pe tot, dar mai am de făcut și umeri. Dar pentru episodul de astăzi, am vrut doar să vă filmez pieptul. Dacă acest episod o să aibă succes, am să continui și cu alte videouri de genul unde vă prezint antrenamentul meu, ce v-am recomandat vouă. Am făcut deja, mai am cred că un episod sau două de greșeli frecvente ca să închei seria și pentru grupe deficitare chiar nu știu dacă mai am ceva. Cred că am discutat despre toate grupele deficitare. Probabil nu pentru trapez și abdomen, 2-3 probabil au rămas. Am să merg mai departe să fac și umeri. Acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, dacă l-ați găsit instructiv,
Vă aștept cu un subscribe, pe mine mă găsiți pe Instagram la Aront Mare G fără capa, iar din restul de videouri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante, așa că haideți să ne vedem la episoadele următoare, mai mari, mai definiți, lipsiți de accentări și cu pieptul mult mai mare.